Bună dimineața! Aș vrea ca înainte de a merge mai departe în explorarea acestei minuni a învierii lui Lazar, să discutăm teologia pe care Ioan vrea să ne-o prezinte cu privire la viață și moarte. Sunt făcând două afirmații cu privire la Isus. Iisus spune că El are viața în El, că așa cum este dat Tatălui să aibă viața în El, este dat și Fiului să aibă viața în El. Deci, dovada Dumnezeului este că El are viața în El. Biblia, Evanghelul pe spune că în el era viața și viața era lumina oamenilor. Iisus spune că cine nu are oamenii nu au lumină în ei, nu au viața în ei. De aceea că mine noaptea se potignesc. El are lumina în el, are viața în el, de aceea el poate să înfrunte moartea. Dar această înfruntare a lui Iisus cu moartea este dovada suprema Dumnezeului lui. Însă pentru a înțelege biruința lui sau supra morții, trebuie să înțelegem natura morții. Și asta face Ioan în capitolul 11. Uh, și aș vrea să spun că concepția despre viață și moarte ale lumii în care s-a dezvoltat creștinismul primelor secole a fost marcate de două învățători. Una este învățătura lui Isus, uh, care implicit este și teologia iudeilor reinterpretată de Isus. Deci teologia Vechiului Testament reinterpretată de Isus. Cealaltă este uh, filozofia lui Socrate, care influențase foarte mult școala stoicilor, născute pe anul 300 de Hristos, cu care Pavel se confruntă pe colegul Marte și dacă vă să aminte, stoicii râde Pavel atunci când vorbește despre înviere. Cum a murit Socrate, cum a murit Iisus? Hai să facem o comparație. Când Socrate a murit, a fost condamnat la moarte, așa cum știm, de senatul atenian, din cauza că îi rătăcea pe tineri cu învățături uh, excentrice despre Dumnezeu Adică Socrate încerca să spiritualizeze concepția despre Dumnezeu Să îi scoată pe tineri din mitologia greacă Să-i ducă la o concepție uh, despre un Dumnezeu care este un, un singur Dumnezeu universal uh, Bine absolut, perfect, uh, adevăr absolut E bine, uh, și pentru aceasta vorbim uh, cu doamna la moarte când a fost condamnat la moarte, tinerii ucenicii lui Socrate i-au propus o evadare. Socrate a refuzat să evadeze, că n-a vrut să calce legile Atenei. Dar a mai avut și un alt argument. A spus că pentru el moartea e un prieten, moartea nu este un ușman. Moartea este o vindecare. În uh, uh, discuția cu tinerii săi, el spune că datorează uh, zeului vindecării, zeului medicinii, un cocoș ca jerfă, fiindcă va muri. Ceea ce vrea să spună că de fapt, el când moare va fi vindecat. Viața este o boală și moartea este vindecarea. Și Socratele explică ucenicilor că trupul e o închisoare în care sufletul este închis. Și când trupul se desface, sufletul pleacă la Dumnezeu, se unește cu Dumnezeu. Așa că moartea este un prieten, nu este un dușman. Și Socrate moare liniștit. E foarte interesant că Iisus moare altfel. Iisus, în clipa morții, transpiră sânge. Isus agonizează pe cruce. Isus merge spre moarte nu cu senetatea lui Socrate, ci cu uh, groază. Și uh, spune tată dacă este cu putință să treacă paharul acesta de la mine. Iar Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 spune că moartea este ultimul dușman care va fi biruit. Pavel nu numește moartea un prieten, ci moartea un dușman. Uh, pentru Isus viața nu este o boală. Viața este un dar al lui Dumnezeu. Și moartea este marele dușman al vieții. Așa că vedem clar că vis a -vis de moarte, Isus și Socrate au concepții total diferite. Ebine, bine, biserica creștină a împrumutat concepțiile stoicilor și al lui Socrate, care erau foarte populare în timp secolul I. Se -mi zice că atunci când Pavel a vorbit despre înviere pe colelul Marte, stoici au râs de el. Alți apologeți ai creștinismului, un secol mai târziu, au vorbit despre nemurirea sufletului. Și grecii n-au mai râs. Le s-a părut că face sens. Așa că aici vedem un lucru. Moartea nu e un prieten. Moartea nu este eliberarea sufletului din în închisoarea trupului. Iisus vorbește în contextul teologiei Vechiului Testament în care trupul nu este o închisoare. Trupul este expresia personalității. Trupul este expresia sufletului așa cum sufletul este expresia trupului. Cele două sunt sunt expresii diferite ale aceleiași persoane. Trup, Suflet, Spirit sunt, nu sunt părți constituente ale naturii umane. Trupul, Sufletul, Spiritul sunt expresii ale unei naturi umane unice. Și în contextul acesta, confruntarea lui Sus cu Moartea este confruntarea cu ultimul dușman. Ultim în sensul că va fi ultimul care va fi biruit. Și ca atare trebuie să înțelegem că Moartea. A fost virtual biruită pe cruce, dar moartea încă nu a fost biruită atâta vreme cât încă există oameni mormite și încă oameni mor. Și este ultimul dușman care va fi biruit. Dar ultimul are și alt sens. Este dușmanul suprem, este dușmanul absolut cu care Iisus se confruntă. Și această confruntare cu moartea este o confruntare în care numai cineva care are lumina în el, numai cineva care are viața în el, poate să biruiască moartea. Dar și pentru Iisus, în natura umană, chiar dacă are viața în el, chiar dacă are lumina în el, confruntarea cu moartea este teribilă. Este întunericul absolut. Nu știu dacă ați avut o dată ocazia să experimentați întuneric absolut. E, eram într-o peșteră undeva în Tennessee și acolo era scheletul unei pisici e, preistorice care se rătește de prin peșteră și murise. Și ghidul a vrut să ne arate cam de ce pisica care vede foarte bine întuneric nu și-a putut găsi drumul speșterii și o să sting luminile pentru câteva secunde să vă dați seama ce însemnează întuneric absolut. Și când am stins luminile, eram acolo sub pământ, la vreo 100 și ceva de metri sub pământ, toate luminile s-au stins și am realizat întunericul absolut. Că nu vezi, îți aduci degetele aproape de ochi și nu vezi nici măcar o umbră, nimic. Ei bine, Iisus vorbește despre un astfel de întuneric absolut care este moartea. Când se sting luminile lumii acestea. Dar în momentul acesta, Isus are lumină în El. Și lumina aceasta care este în El este ghidul nostru spre viață. Dar pentru ca această lumină să se vadă, Isus însuși trebuie să se coboare în moarte și să îmbiruiască moartea într-o bătălie corp la corp. E, în vierea lază nu este încă această bătălie. Însă este o demonstrație a faptului că Isus are lumina în El că Isus are viața în el, că este o lume care ne poate călăuzi dincolo de mormânt. Și acum haideți să mergem uh, mai departe. După aceste uh, atunci Isus le-a spus pe față, Lazar a murit. Deci Lazar a murit, Lazar doarme. Moartea este un somn. Uh, în ce sens este somn? Nu are vise. Uh, nici în somn creierul nostru încă mai are o stare de activitate în moarte toată lumea s-au stins. Toți neuronii s-au stins. Nu mai există nicio activitate în creierul nostru. Nu mai există niciun fel de activitate biologică. Dar este un somn în sensul că este reversibil. Aș vrea să spun, Iisus face o demonstrație interesantă cu privire la moarte în discuția cu Sadducei. Când Sadducei îl întreabă despre înviere, Iisus, Sadducei știți că erau niște teologi foarte conservatori. Noi îi vedem ca liberali ca oamenii cugetării libere. Aici este un mit. Sadocheii nu erau liberi cugetători. Unii ori eu am fost acuzat că sunt sadocheu pentru că îmi drăznesc să gândesc. Ceea ce e o crimă pentru mulți din colegii mei din România mai ales. Dar Iisus nu era... Eu, eu nu sunt un sadocheu. Sadocheii nu erau liberi cugetători. Saduquei erau conservatori care nu vroiau să treacă pe litera legii lui Moise. Uh, nu înțelegeau că teologia sau revelația a crescut de la Moise până la Isus. Farisei înțelegeau mai bine acest concept al teologiei dinamice, al revelației dinamice care crește. Să aduc ei, rămâneau la litera uh, lui Moise. Și Isus îi bate pe trenul lor cu litera, legi, cu litera, legii, cu litera lui Moise. Când spune, Dumnezeu a spus, eu sunt Dumnezeul lui Asac, Isaac, Avram, Isaac și Iacov. Și apoi spune, Dumnezeu nu este un al celor morți, ci un Dumnezeu al celor, celor vii. Deci, ambele afirmații sunt bazate pe legea lui Moise, sunt bazate de pe litera legii lui Moise. Și este extraordinar modul cum Iisus îi bate pe sad cu, cu Moise. Dar ce vreau să spun este că pentru Dumnezeu morții sunt vii, nu pentru că sunt conștienți, ci pentru că pentru Dumnezeu moartea este reverzibilă. Pentru Dumnezeu moartea este doar un somn. Ce a vrut să comunice Iisus în această discuție cu ucenicii, ce a vrut să ne comunice Ioan Redând această discuție, nu apare sinoptice, este că Isus numește moartea somn și numește moarte în același timp. Și ce mă duc să-l trezez din somn. Deci, vrea să le spună Ioan că pentru Isus moartea nu este moarte din cauza că este reversibilă, pentru că el poate să o reverseze, că el poate trezi uh, morții din somn. Pentru noi moartea este moarte. Uh, este normal să fim, uh, să fim devastați în prezența morții pentru că este cea mai mare tragedie. Dar e, e, când luminile lumea acesteia se sting, rămâne lumina celui care are lumina în el. Și cel care are în sus, pe Iisus în el, are viață, are lumină. Și această lumină strălucește și în întunericul mormântului. Să mergem mai departe. Mă bucur că n-am fost acolo, pentru ca voi ca să cătăți, dar acum haideți să mergem la el. Iisus spune, mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți ce să credeți. Uh, cu siguranță că ucenicii însă în, uh, înși își fuseseră șocați de afirmațiile relative în Ioan, capitolul 10, în care Iisus pretinde că El este Dumnezeu. Și uh, iudeia au vrut să-L omoare cu pietre. Uh, Iisus vrea să le arate ucenicilor că El este Dumnezeu pentru că în teologia iudeilor conceptul acesta nu avea loc și ucenicii erau derutați. Așa că interesant vine aici cum a răspuns lui Tom azi care a zis celor ucenicii haide să mergem și noi să murim cu el. Este foarte clar că starea de spirit a ucenicilor este foarte sceptică. Ei văd că mânia iudeilor s-a întors împotriva lor probabil consideră că ei au dreptate că Isus a făcut afirmații prea tari și categorice și nu văd că poate și ceva bun din această vizită în Iudeea. Politic, din punct de vedere politic vorbind, cel mai înțeleg lucru ar fi ca ei să se retragă un timp în Galileea, să se uite afirmațiile făcute de Isus și Isus când va mai merge în Iudeea să nu le mai repete sau să le explice. Știți cum fac politicienii? Fac cu afirmații și, pe spun, a fost o alegere pripită de cuvinte. Nu m-am gândit bine ce cuvinte să aleg. Și așa mai departe. Deci să se poate toarce în ideea și poate spune poate că nu mi-am ales cuvintele exact bine. Poate că nu m-am făcut destul de clar înțeles. Iisus, din potrivă vrea să meargă, să demonstreze că ce a spus El este adevărat, că într-adevăr El este Dumnezeu. Dar nu se vede clar că n-au prins această idee și nici nu cred în faptul că are vreo valoare. Când a venit Iisus, afla că Lazar era de patru zile în mormânt. Și că era aproape de Ierusalim, cam în 15 stadii. Mulți dintre ei veniseră la Marta și Maria ca să, mâng, să, pe, să le mângie pentru moartea fratelui lor. Deci Iisus a avut o întâlnire cu iudeii, Ioan capitolul 10, în care iudeii au vrut să o mare cu pietre. Acum aceiași oameni care au vrut să o mare cu pietre, fiindcă s-a făcut pe sine Dumnezeu, vin să... Participe la mormântare și să fie alături de Martea și Maria pentru moartea fratelui lor. Ei bine, scena se schimbă. O mormântare nu este loc pentru confruntări teologice. Nu este loc să mor pe cineva cu pietre. Fiind o mormântare, Volens Noles, iudeia aceștia, trebuie să lase pe jos și disputele teologice la o parte ca să nu, nu, nu strice atmosfera în mormântării și uh, uh, trebuie să uh, oarecum să se facă când nu observă pe Isus. Este tocmai ceea ce caută Isus. Este o ocazie uh, când acești iudei, prin natura situației, uh, vor fi mai puțin gălăgioși, vor înceta să argumenteze, iar Isus, în moartea lui Lazar, are ocazia perfectă să demonstreze că ceea ce spusese în capitolul 10 este adevărat, anume că el este egal cu tatăl. Când a auzit Maria că vine Isus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta, mă scuzați, că vine Isus, iar Maria ședea în casă. Marta a lui Isus, vreau să comentez puțin aici și va merge mine mai departe. Mai târziu, pe urmă, ce versul 2, după ce, după ce a spus aceste cuvinte, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis, a venit în și de cheamă această atmosferă de taină, aproape conspirativă, care îl încojoară pe Isus, în care Marta iese să-l întâlnească pe Isus în afara, undeva la marginea satului, și Maria este chemată în taină să-l să, -l, să, -l, să, -l, să -l întâlnească pe Isus, arată foarte clar că există o atmosferă foarte ostilă față de Isus. Și Marta și Maria continuau să fie în secret ucenicile lui Isus, dar nu făceau deschis nici ele. Și uh, această întâlnire în taină cu Isus are ca scop să-l protejeze pe Isus pentru că iudeii să nu-l nu, 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 uh, omoare cu pietre. Uh, dar Isus, uh, în acest context, este cel care are control asupra situației și mănuiește evenimentele și le duce acolo unde vrea El. Vom vedea aceasta mai departe, mâine dimineață, și uh, ne va întări încrederea noastră în Providență. Pe atunci vă mulțumesc pentru atenție, vă spun la revedere.